Bună seara, prieteni, bine v-am găsit la Sportul Goljean. Eu sunt Cătălin Pasăre. În această seară vorbim despre basket, vedem care este noul început al formației noastre, noul început alături de CSM Târgu Jiu, pentru că până acum, după moartea energiei, după dispariția echipei ce a scris istorie, nu numai pe plan intern, dar și pe plan internațional, nu a mai avut o formație care într-adevăr să ridice pretenții în Liga Națională sau să dea măcar speranțe că s-ar putea face ceva la Târgu Jiu. A fost proiectul ACS Târgu Jiu, un proiect frumos într-adevăr, dar care nu a ținut. O să vedem care sunt premisele, pe ce se bazează CSM Târgu Jiu pentru un viitor mai luminos. Alături de noi în această seară la Sportul Goljean este antrenorul principal al formației CSM Târgu Jiu, Claudiu Alionescu. Bună seara, Claudiu, și îți mulțumesc frumos că ești din nou alături de noi. Bună seara, cu plăcere, oricând, Cătălin. Cum bine spuneai, un nou început pentru toată lumea. Sper că de data asta să se și concretizeze acest proiect care a demarat CSM Târgu Jiu. Încă de la început trebuie spus că este ceea ce ne lipsea sau ceea ce trebuia să avem la Târgu Jiu, pentru că proiectul CSM la nivel național este un proiect care se bazează în majoritatea municipiilor și de acolo au pornit și celelalte echipe care astăzi fac performanță în Liga Națională. Mai toți iubitorii sportului aici, fie că vorbim de fani, fie că vorbim de investitori, fie că vorbim de voi, ce angrenați direct în fenomen sportiv și antrenori, au cerut un club sportiv municipal, au cerut ca autoritățile locale să ofere un sprijin legal și să fie mai aproape de sportul din Gorj. Iată că în sfârșit CSM Târgu Jiu e o entitate care are o secție de handbal și de basket. Acum te întreb, Claudiu, pentru că ai fost component, ai făcut parte din proiectele Energia, ACS Târgu Jiu, de ce acest CSM ar trebui să ofere un fundament mai solid și totodată să dăinuie așa peste ani și ani în Târgu Jiu? În primul rând, de stabilitatea financiară pe care ți-o oferă un buget aprobat de către Primăria Târgu Jiu, pentru că fiind club sportiv municipal, un buget se aprobă la începutul anului calendaristic, ai garanția că acei ani, acei bani care se aprobă în ședința Consiliului Local vor fi direcționați direct către clubul sportiv municipal. Și de aici pleacă o grămadă de soluții adiacente care se alătură clubului sportiv municipal. Una foarte importantă este sala sporturilor. Aparține Primăriei Târgu Jiu, astfel că nu se mai pune problema unde vom evolua, când vom face antrenamente, dacă vom avea salvare și așa mai departe, ce s-a întâmplat anul trecut la ACS. De asemenea, în fruntea CSM Târgu Jiu și în componența CSM Târgu Jiu sunt oameni profesioniști și oameni de sport, care vin cu un suflu nou, vin cu o dorință de a face lucrurile așa cum trebuie și în mare parte vin cu o experiență în spate în lumea sportului, nu neapărat în basket, dar această experiență contează foarte mult, pentru că înțeleg nevoile unui jucător, înțeleg care sunt pașii care trebuie făcuți și mai mult de toate sunt oameni raționali care nu se aruncă înainte fără a avea ceva în spate. Așa cum spuneam și înainte, este trendul pe care se merge, în trendul CSM, odată pe buget și a doua pe componența structurii care este făcută la Târgu Jiu. Bun, am avut parte de o veste neașteptată, dar o veste bună în același timp pentru iubitorii basketului gorjean. Echipa noastră nu va evolua în ultimul eșalon valoric, ci a luat locul formației CSM Târgu Mureș și va face parte din grupa valorică B. Știați de acest lucru înainte, adică la conferința de presă în care ați prezentat o parte din lotul formației de basket, a susținut și alături de directorul Robert Bălăieț că strategia era cumva făcută fie pentru a ataca promovarea, dar știind și de tatonările astea cu Federația Română de Basket. Oarecum, nu neapărat că știam, însă noi ne-am făcut bugetul pe vechea structura campionatului. Vechea structura campionatului care presupunea trei grupe valorice, așa cum era în trecut, în care se permiteau folosirea unor jucători străini și la grupa valorică C și de asemenea taxele de participare care sunt unele foarte mari și de aici s-a creat acel buget pe care noi ne bazăm în acest an, astfel că putem spune că eram pregătiți pentru Liga Națională în formatul cum era anul trecut.
Din punct de vedere sportiv, în momentul în care am fost înștiințați că vom participa în Liga 1, Liga 2 și ultimul eșalon valoric, ne-am creionat echipa pentru acel eșalon, pentru acea competiție, însă cu dorința și cu gândul clar de a ajunge în Liga Națională în cel mai scurt timp. Eram pregătiți să debutăm în acea competiție, ne formasem un lot care, zic eu, ne-ar fi dus spre primele două locuri, poate chiar spre primul loc, însă am primit cu bucurie și tristețe în același timp dispariția echipei din Mureș și invitația noastră către Liga Națională, pentru că, așa cum a spus și data trecută este o reparație morală față de municipiul Târgu Jiu și județul Gorj. Iubitorii de basket meritau cu desăvârșire ca la Târgu Jiu să fie meciuri din Liga Națională, pentru că echipa de anul trecut, ACS Sportiv, avea acest drept. Exact. Au fost acele neajunsuri din punct de vedere financiar și de aceea nu ne-am putut prezenta în urna valorică B la începutul acestui sezon competițional. Însă, după discuții și cu Robert și cu Adi Roșu, am decis că este un punct pe care trebuie să-l atacăm, este o oportunitate pentru noi, pentru că din punct de vedere al timpului câștigăm un an de zile. Exact. Pentru noi prioritar, adică obiectivul declarat ar fi fost ca în sezonul 2020-2021 să avem o echipă în Liga Națională. Avem o echipă în Liga Națională în sezonul 2019-2020 cu premise de a avea și în 2020-2021, pentru că în cel mai sumbru scenariu în care vom ajunge la baraj, avem posibilitatea ca la baraj să rămânem în continuare în Liga Națională și eram exact în aceeași situație dacă am fi câștigat Liga 1, pentru că de la început trebuie spus cine câștiga Liga 1 sau primele două poziții de Liga 1 nu mergeau direct în Liga Națională, mergeau la acest baraj de care discutăm acum. Astfel că pentru noi este un an calendaristic câștigat, iar pentru publicul iubitor de la Târgu Jiu o oportunitate de a vedea la lucru echipe de o certă valoare care au în componență jucători străini și cu siguranță va fi un spectacol agreabil de văzut din tribune. Să vorbim puțin despre lotul pe care l-ați format aici. Lotul, ți-am spus, a fost format în special pentru Liga 1 cu eminamente jucători români, însă jucători români de certă valoare. Și începem cu poziția de fundaș, unde a fost adus Kilian Orș, un jucător care a participat împreună cu BC Mureș, CSM Mureș anul trecut în grupa valorică B și a fost în grupa valorică C și au fost promovați către grupa valorică B. De asemenea, a fost în componența BC Mureș Pitești în Liga Națională. De asemenea, a fost promovat și adus de la ACS Remus Răcean, un sportiv de perspectivă din județul Gorj și municipiul Târgu Jiu. Și acum suntem în tratative avansate cu un jucător străin, Jovan Dimitrievici, care este în probe de câteva zile la Târgu Jiu. Suntem aproape de a finaliza și actele și el să facă parte efectiv din lotul nostru. Tot pe poziția 1. Pe poziția 1, da. 1-2 este el, dar mai mult pe poziția 1. Pe poziția 2 avem Alexandru Berca, care este componentul ACS Târgu Jiu anul trecut, jucător sub 23 de ani, de asemenea gorjean de al nostru, și Răzvan Bratoloveanu, care a fost și în perioada Energia și perioada ACS. Pe poziția de extremă mică este Camil Berculescu, o revenire la Târgu Jiu acestuia, după ce a petrecut o mare parte din juniorat și a avut niște rezultate remarcabile la CSS Târgu Jiu. O revenire mult așteptată de cea lui Camil Berculescu, pentru că ați mai vrut să-l aduce. Este adevărat, am fost în discuții și anul trecut, dar nu ne-am putut înțelege cu el la momentul respectiv. Acum s-a evitat o oportunitate. Camil a evoluat în ultimii 2 ani la nivel foarte înalt. A fost la UBT, unde a fost încununat și cu titlul de campion național. Anul trecut la Craiova a desfășurat o semifinală de campionat, astfel că vine cu un plus de experiență față de ceea ce a plecat când a plecat spre marea performanță. De asemenea, acolo este Alin Andrieș, un jucător venit de la Constanța, un jucător care are experiența diviziei A sau Ligii Naționale la Media și Timișoara și cred eu cu un jucător care pe lângă unitatea de grup de care dă dovadă va fi și un plus. Încă așteptăm decizia lui Adi Roșu, dacă el va continua sau nu, pentru că este la fel pe poziția de extremă mică. Eu mi-aș dori foarte mult ca el să facă parte efectiv și ca jucător. Este o muncă foarte grea ceea ce are de făcut ca și expert sportiv, însă... Deci există încă dubii că Adi Roșu va fi și jucător și conducător. Nu neapărat dubii, dar el trebuie să decidă de unul sigur, pentru că, așa cum spuneam, este foarte multă muncă de făcut ca și expert sportiv și nu știu dacă timpul fizic îi va permite să facă și partea de antrenamente necesare pentru a putea juca meciurile oficiale. Pe poziția de power forward
Ioana Limborșea, un jucător venit de asemenea de la Târgu Mureș, un jucător de certă valoare care a disputat cu fosta echipă BC Mureș vreo două finale de campionat și două de cupă, un jucător care a mai trecut pe la Miercurea Ciuc, un jucător care este un profesionist desăvârșit și care cu siguranță va fi plusul de care avem nevoie noi la echipă pe poziția de power forward. De asemenea, Raul Danciu a venit cu noi de la ACS, un jucător care anul trecut a primit poate un rol mai puțin important la echipă, însă sperăm ca în acest sezon lucrurile să se schimbe. Pe poziția de pivot este Andrei Gheorghe, de la Rapid București ultima oară, însă este component al Dinamo Știința București, echipă care acum 2 ani a promovat în Liga Națională. El chiar a fost la Târgu Jiu în momentul în care s-a lansat proiectul ACS, am disputat două meciuri amicale cu Știința București. El făcea parte din acea echipă și de asemenea alături de noi de câteva zile, de fapt de ieri, a ajuns Xavier Williams, un jucător american de poziție 4-5, un jucător atletic care este aici pentru a fi verificat că 2-3 zile și să vedem dacă vom încheia o colaborare cu el. De asemenea, de la CSS Târgu Jiu, pe un protocol de colaborare între cele două cluburi, au fost promovați încă 5 juniori la echipa mare, Mihai Vădiță, Pavel, Ciocan Mădălin, Grama Teodor și Manciu Tudor. Pentru ei este o oportunitate de a se pregăti cu jucătorii mai experimentați. De asemenea, poate vor avea și șansa să debuteze efectiv la Liga Națională, însă, cu siguranță, acest lucru va fi benefic pentru campionatul de Under 18, unde ei vor participa efectiv. Unde jucătorul american în acest moment se află în probe sau vreți să luați și încă nu este în probe. Am ajuns la un acord cu el și cu agentul lui, însă am zis să-l vedem și două-trei zile la Târgu Jiu, pentru că am avut posibilitatea asta. El a fost în Kosovo. A fost în Kosovo și a fost mai ușor de adus și costurile nu au fost atât de mari cum ar fi fost să aducem un jucător direct de peste ocean, unde costurile de transport sunt foarte mari. El a acceptat să vină alături de noi. Din ce am văzut astăzi, este un jucător care ne poate ajuta în anumite momente ale jocului, însă nu este chiar un 5 clasic ceea ce căutam, însă este și foarte greu de găsit un 5 clasic în momentul actual, pentru că deja perioada transferurilor este aproape încheiată, toți jucătorii buni și-au găsit contracte și, așa cum spuneam, de peste ocean este un pic mai greu de adus, pentru că implică costuri de transport. Biletele de avion sunt destul de scumpe în momentul de față. Da. Spune la conferința de presă, Claudiu, că ați încercat, să spunem între ghilimele, repatrierea lui Kevin Allen. A fost, că este un jucător foarte bun și a fost cel mai bun recuperator din Liga Națională și așa mai departe. Liga Națională. Ideea era cam când putem să aspirăm la jucători de genul Allen, adică dacă vom avea bugetul necesar în curând, sau că echipa asta poate să se atragă. Eu cred că poate chiar din sezonul viitor sau din apoi a doua parte a campionatului, pe un nou buget, pentru că bugetele se aprobă la nivel local pe un an calendaristic, pe anul 2020. Va fi acel buget. Kevin a avut o discuție foarte avansată cu el. La un moment dat chiar ajunsesem la un oarecare acord, însă și-a crescut pretențele financiare mult peste ceea ce putem oferi noi în acest moment. Sunt un pic surprins pentru că nu are o altă echipă în momentul de față. Chiar el m-a contactat și mi-a cerut, înainte să știm că noi vom juca în Liga Națională, să-l ajut să găsească o echipă. Am încercat să-l plasez la diferite echipe din grupa B, fostă grupa B, și mă bucur că nu l-au acceptat acum. Era interesant, că foarte interesant. Era un oponent destul de greu de oprit. Și în momentul în care noi am făcut o ofertă concretă, am fost, ți-a spus, foarte aproape, însă într-un moment s-a schimbat și a zis că are nevoie de mult mai mulți bani sau că așteaptă ceva mai bun din Europa. Eu... Știi unde a evoluat ultima oară? În Albania a evoluat ultima oară, unde a plecat de aici. Deci a câștigat campionatul în Albania și probabil ar fi avut o doleanță oarecum să vină pe un contract deschis, adică să poată să plece oricând. Iar cu acest lucru și eu și Robert nu am fost de acord, pentru că nu putem plăti o taxă de transfer de 1.500 de euro plus un bilet de avion și un salariu o lună sau două. Dar pare logic, mai ales pentru reprezentanții unui club care nu este un club bogat. Exact, nu ne putem permite să schimbăm jucători una, două, și mai ales că pentru noi foarte important este a doua parte a campionatului, pentru acolo se decide echipele care rămân și care retrogradează către Liga a doua. Pentru noi a doua parte a campionatului devine ținta numărul 1 și atunci nu ne permitem să pierdem jucători sau să aruncăm cu banii de pomană acum în prima parte.
Așa cum spuneam, eu sper că, până la urmă să mai lucrăm împreună, pentru că Alan este un jucător de perspectivă, un jucător care înțelege foarte bine basketul și cred eu că la Târgu Jiu ar fi fost un jucător din ce în ce mai iubit. Da, și n-a avut probleme de niciun fel cu adaptarea aici. Nu, a fost clar cel mai bun jucător al echipei și un transfer foarte, foarte reușit de voi exact, la CS Târgu Jiu. Trebuie să spunem că am avut și noroc. Nu știam nimic despre el. Jucase în Nicaragua înainte să vină la Târgu Jiu, un campion care nu spune multe, de altfel Nicaragua nici nu este sub egida FIBA. Pentru a obține letter of clearance, acel loc de care este nevoie pentru a juca în Europa, trebuie să apelăm la Federația Americană, unde a jucat ultima oară în colegii. L-am văzut câteva meciuri, a avut ceva statistici destul de interesante, l-am văzut pe video și a fost un transfer până la urmă reușit, dar și cu un pic de noroc, trebuie să recunoaștem, pentru că la jucătorii americani, în special cei tineri care vin direct din colegi, trebuie și un pic de noroc. La câtă materie primă au americanii totuși? Da, într-adevăr, au foarte mulți jucători, dar din păcate pentru noi acum piața este un pic spre sfârșit. Dacă primeam vestea asta acum o lună de zile sau două luni de zile, cu siguranță avem timp să ne orientăm către jucători mult mai... Vestea că FRB ne va face invitația în... Exact, și chiar dacă a fost, da, până nu vine ceva concret, pentru că pe vorbe nu te poți baza, nu poți să semnezi un contract cu un jucător și să te trezești după aceea că nu mai faci parte de Liga 1, pentru că jucătorul își va cere drepturile automat și nu poți să condiționezi semnarea unui contract dacă ești Liga 1 sau nu, pentru că semnezi un contract cu clubul, nu cu Liga. Să vorbim și despre adversarii pe care îi vom avea în această serie și cum va fi diferit sezonul față de precedentul, ce vor avea în plus de văzut spectatorii din sala sport. Adversarii sunt unii de calibru. Sunt adversari care au pretenții, unii dintre ei au pretenții foarte mari, cum este echipa din Voluntari, o echipă care are un buget declarat de 1 milion de euro, în jurul 1 milion de euro, cu un antrenor care a fost la nivel de Euroliga și de asemenea vreo 3 jucători care au cochetat cu Euroliga în Turcia. Un club cu ambiții mari care dorește nu doar câștigarea grupei B și participarea în play-off, cât și trecerea celui puțin unui tur de play-off și disputarea unei semifinale. După Voluntari, din punct de vedere valorii, părerea mea este echipa din Mediaș, o echipă care în anul acesta are componență câțiva străini destul de interesanți. Unul dintre ei este Stefan Nicolici, care a chechetat foarte mult și cu Târgu Jiu. Din păcate... L-am și văzut zilele trecute pe aici. Din păcate, vestea că noi vom putea evolua în Liga Națională a venit după ce el semnase contractul cu Mediașul, pentru că astfel ar fi fost cu siguranță o oportunitate și pentru noi de a-l realuce. Ales că el e ca și el de orașul Târgu Jiu. Exact, este și el ca și Adi Roșu, este jumătate oltean. De asemenea, Nicola Silaghi, care a fost pe la Mediaș într-o perioadă în care Mediaș se bătea de la egal la egal cu toate echipele din campionat, și vreo 2 jucători americani de asemenea destul de interesanți. După aceea vine echipa din Galați, CSM Galați, care anul trecut a făcut pasul a câștigat grupa valorică C și a făcut pasul direct către grupa valorică B încă după prima parte a campionatului, echipă care are 5 jucători americani în componență, nu-i cunosc pe fiecare în parte, nu am apucat totul să-i văd, și mai vechi noastre cunoștințe, Focșani, echipă care are de asemenea 5 jucători americani și 2 jucători români, Alin Olaru și Petrișor. Olaru a fost și pe lista noastră, am fost foarte aproape să-l aducem la Târgu Jiu chiar și pentru Liga 2, însă până la urmă a decis să rămână alături de familie la Focșani. Vine echipa din Constanța, echipă care anul trecut noi ne-am întâlnit în Cupa României, o echipă care deocamdată nu și-a definitiv alotul, cred că pregătește ceva surprize, pentru că mă îndoiesc că vor rămâne doar cu cei jucători pe care i-a anunțat până acum. Echipa din Miercurea Ciuc, prietenii noștri care anul trecut ne-a oferit posibilitatea de a continua campionatul și să ne batem pentru accederea în play-off, dorind să dispute acel meci de pomin în care a fost venit ambulanța. Și felicităm încă o dată pentru acest lucru. Felicităm. De asemenea, ei s-au întărit și ce-au adus câțiva jucători din spațiul este iugoslav plus un american, și este echipa din Sighet care are componență deocamdată doar 2 jucători străini, dar din ce am înțeles vor mai aduce și încă unul. Astfel că vor fi meciuri tari, vor fi meciuri echilibrate. Dacă e să ne raportăm la ce a fost anul trecut, pe Focșan nu i-a bătut deloc, am pierdut doar în prelungiri la ei în prima partidă din acel campionat. Puteam, dar nu am reușit. Da, Sighetul am fost 2-2.
la meciuri câștigate. Constanța am pierdut acasă destul de greu în Cupa României în primul tur, chiar și în deplasare am fost acolo 3 sferturi, iar cu Miercurea Ciuc a fost singura echipă cu care am avut un bilanț pozitiv. Până la urmă, așa cum spuneam, obiectivul nostru va fi acela de a rămâne în Liga Națională. Eu îmi doresc să nu rămânem după baraj. Mi-aș dori, dacă se poate, să evităm barajul și să rămânem direct în Superliga Națională. Să fim scutiți de emoții. Exact. Din punct de vedere al structurii campionatului, din nou s-a schimbat sistemul, este al doilea. Dar de ce nu este o stabilitate la nivelul Federației Române de Basket? Pentru că e foarte ciudat. Presupun că vă bulversează absolut, și pe voi. Absolut, pentru că tot te ghidezi după sezonul trecut. Exact. Cam știi ce ai de făcut. Trebuie să ai anumite repere. Dacă exact, continuăm în felul ăsta, nu le putem dobândi. Asta am susținut și eu la întâlnirea cu reprezentanții echipelor. Un sistem, fie el bun sau rău, trebuie să fie implementat pentru o perioadă între 3 și 5 ani. Și de-abia după aceea să facem niște concluzii, să vedem ce mai trebuie lucrat sau dacă trebuie schimbat. În fine, a fost adoptat, sunt două grupe valorice de către 8 echipe, se joacă fiecare cu fiecare în grupa sa, după care să facem clasament în 8 și din două grupe valorice devin 3 grupe valorice, 2 de 6 și una de 4. Se joacă din nou fiecare cu fiecare în acele grupe, se face un clasament pe cele 3 grupe, primele 8 echipe vor desfășura play-off-ul 1-8 care va duce către desemnarea câștigătoarei campionatului, celelalte echipe vor desfășura play-off-ul 9-16 care va duce către echipele care vor merge la baraj. Diferența majoră care este acum este faptul că se vor juca pentru poziții până la ultima etapă, adică doar locurile 15-16 se vor juca între ele, cele care merg la baraj, însă toate celelalte se vor juca nu ce a fost anul trecut, în care s-au știut de la început echipele care merg către 9-16 și celelalte jucau practic pentru clasament, adică mai mult degeaba. Exact. Da, asta este diferența. O parte bună din nou este numărul mare de meciuri care va fi. După un prim calcul, cred că vor fi cel puțin 15 meciuri pe care le vom disputa acasă, plus meciurile de cupă care nu putem ști dacă ne vom califica sau nu. Iar de asemenea, în partea a treia contează foarte mult poziția în clasament, pentru că dacă ai o poziție mai bună, ai două meciuri acasă în play-off. Să vorbim despre programul vostru de pregătire. Se apropie startul sezonului, suntem angrenați și în cupă. Meciuri amicale, dacă vom discuta în perioada următoare. Asta a fost prioritatea noastră numărul 1, de a găsi cât mai multe meciuri amicale, pentru că este o echipă nouă, în mare parte au nevoie de repere, au nevoie să se sudeze reciproc. Și din fericire am găsit la Mediaș un turneu săptămâna viitoare, unde vom întâlni două echipe, probabil Media și Sighet. Ar fi trebuit să vină și echipa din Galați, dar momentan am înțeles că acolo s-au sistat deplasările precompetiționale și nu se știe dacă vor mai veni la Media sau nu. Însă cu siguranță vom avea aceste două meciuri atunci. Mi-ar mai fi dorit și săptămâna asta să facem cel puțin un meci de pregătire, însă din păcate nu am găsit un adversar care să dorească să joace cu noi, plus că avem o mică problemă, nu neapărat o problemă, avem o întârziere la echipamente. Echipamentele de joc încă nu au venit, licitația este în curs de desfășurare și o să mai dureze cel puțin până joia viitoare la Mediaș, că vom pleca să ne vină echipamentele de joc. Și ar să era destul de greu să evoluăm acum fără echipamente de joc. Însă vom avea aceste două meciuri la media și primul tur de Cupa României, pentru că așa vom debuta în sezonul competițional, cu două meciuri de cupă, unul pe 5 la Focșani și unul pe 9 acasă, de asemenea cu echipa din Focșani, pe care principal ar fi să ne sudăm jocul. Nu avem ca și obiectiv accederea mai departe în cupă. Dacă se va ivi o oportunitate, cu siguranță nu ne vom da la o parte, însă pe mine m-ar interesa mai mult aceste meciuri să fie meciuri premergătoare pentru sezon, care va debuta pe 12 octombrie la Miercurea Ciuc. Am văzut că demara și o campanie odată cu primul meci de pe teren propriu, o campanie alături de un partener. Despre ce este vorba? Este ideea lui Adi Roșu, o idee pe care eu o îmbrățisez și nu numai, din ce am discutat și printre cunoscuții mei. Se fac donații de carte. Fiecare spectator este rugat să aducă la sală o carte, astfel se va forma un turn care va ajunge la înălțimea de 3,05, cât este înălțimea regulamentară a unui inel. În momentul în care vom atinge acea înălțime, acea carte va fi donată către instituțiile care au grijă de copii cu probleme. Pentru că ei au cel mai mare nevoie de noi, prin acest lucru
mic, spun eu, dar poate inimos. Sperăm să atragem atenția un pic și asupra lor și să ajutăm poate din ce în ce mai mult. Să ducem puțin discuția și spre nivelul juvenil. Normal că am vorbit despre jucătorii străini care pot face diferența în această grupă valorică, pentru că să recunoaștem, încă fac diferența jucătorii străini, mai ales pe posturile cheie pe care și voi vreți să le întăriți, și anume 1 și 5. Cum pot însă să crească tinerii gorjeni? Pentru că am văzut CSM Târgu Jiu își propune atât la handbal cât și la basket să aducă în prim plan cât mai mulți sportivi autohtoni. Cum pot ei crește în perioada următoare și dacă s-au mai schimbat în ultimii, să zic, 5-6 ani, premizele pentru ei, se poate face mai ușor tranziția, pot fi mai ușor introduși în basketul autohton? Am văzut la un moment dat că dacă am fi rămas în ultimul eșalon valoric, nu aveam voie să folosim jucători străini. O regulă care mi se pare de bun simț, dar totodată intră în contradicție cu promovarea. Pentru că la baraj, exact, la baraj nu poți să vii obiectivul sportiv, pur și simplu. Absolut. Din punct de vedere organizatoric, CSM Târgu Jiu, așa cum îți spuneam, au încheiat un protocol de colaborare pentru cele 4 grupe de juniori care sunt înscrise în campionat în momentul de față. 2 sunt direct sub egida CSM ca și finanțare directă, 2 sunt pe o dublă finanțare. Mai multe, Adi vă poate spune că el știe exact ce este în acel protocol. Din punct de vedere a antrenorului de seniori, acești jucători vor face permanent parte din lotul de 18, vor fi chemați la antrenamente ori de câte ori vom avea nevoie de ei. De asemenea, spuneam, dacă desfășurarea jocului ne va permite, aș vrea să le ofer și cât mai multe minute în Liga Națională, însă pentru ei trebuie să conștientizeze faptul că acum prioritatea este campionatul de juniori. De acolo vor face pasul în viitor către CSM. CSM se va baza întotdeauna pe jucători localnici, pentru că și acum avem Berca, avem Bratoloveanu, avem Berculescu, avem Răceanu, plus Adi Roșu, să zicem, dacă se hotărăște să joace, care este... Îl pune la jucători locali. La jucători locali. Deci sunt 6 din lotul de 12 care sunt jucători care sunt crescuți la Târgu Jiu. Cu siguranță, an de an, CSM Târgu Jiu va avea în componență jucători crescuți și formați la Târgu Jiu, pentru că este munca lor în spate, este mândrie și pentru ei să-și reprezinte orașul la cel mai înalt nivel și, de asemenea, un imbol pentru cei mai mici dintre ei, care vor călca pe treptele CSS sau CSM, cum se va face selecția pe viitor. Eu cred că acest protocol este de bun augur, pentru că o concurență între cele două entități nu cred că ar fi fost benevolă, nu ar fi fost benefică niciuneia dintre cluburi. CSS-ul trebuie să se ocupe eminamente de grupele de junior cu sprijinul CSM. Pentru că, așa cum spuneam, pepiniere există, sunt destul de mulți copii, sunt 4 grupe deja înscrise în campionat, încă vreo 3 sau 4 grupe care așteaptă să deboteze la anul la baby și mini basket, astfel că în câțiva ani eu zic că area de selecție va fi una destul de mare și la nivel local. Ca și priorități, cred eu că echipa de 2005 este o echipă destul de frumoasă ca perspectivă acum. De asemenea, sunt acei jucători de 2002-2003 care au făcut deja pasul către seniori și aștept și eu să vedem ce vine din urmă. De la 2007-2008, unde acolo deja sunt, așa cum spuneam, cred că sunt deja 4 echipe formate la acest nivel de vârstă. Ar fi totuși o pierdere să nu joace Adi Roșu, totuși un jucător experimentat. Da, pentru mine ca și antrenor cu siguranță a fi, însă îl înțeleg din punct de vedere uman. Așa cum spuneam, munca de birou este una foarte, foarte asiduă, pe care trebuie să o ducă și să o facă după litera legii și în timpul util. Dar și în același timp nu ar fi corect față de ceilalți să vină doar să joace, fără să se antreneze. Nu, eu nu voi accepta acest lucru, ca Adi să facă doar figurații la antrenament. Ca să mențină nivelul profesionist, exact, așa e, exact. Adevăr. Dacă se va hotărâ să joace și va face acest sacrificiu al timpului, va trebui să fie în aceeași oală, să zic, cu toți ceilalți jucători. Pentru că, așa cum spun, nu este normal ca un jucător să se pregătească 2 luni de zile, 2 antrenamente pe zi și la primul meci amical să vină Adi să joace 20 minute, chiar dacă valoarea poate i-ar permite și experiența l-ar putea ține în joc în această postură. Când v-a luat totuși o decizie? Eu aștept cât mai curând. Chiar și astăseară am discutat cu el. Încă se gândește. Încă oscilează. Da, încă oscilează.
Eu îl aștept cu brațe deschise și dacă nu va dori să evolueze ca și jucător, colaborarea noastră va fi una la un nivel foarte bun, ne consultăm în absolut orice situație, eu îl ajut cu experiența mea și ca și conducător, pentru că și el este la început în ceea ce privește Hărțogăraia, de asemenea dacă este pe la antrenamente, pentru că este la toate antrenamentele prezent, mai vede unele lucruri din punct de vedere ale jucătorului pe care mi le comunică și mie la final, astfel că relația dintre noi va fi și este una foarte bună, indiferent de decizia pe care el o va lua. Ce dat determinat, Claudiu Săteham, la acest proiect, bineînțeles, știe toată lumea că pui suflet în ceea ce faci și ești un iubitor al basketului și vei rămâne întotdeauna. Totuși, nu ai fost puțin sceptic, având în vedere mai ales ce s-a întâmplat anul trecut. Nu vorbim de energia, că au fost mulți factori acolo, dar mai ales ce s-a întâmplat anul trecut. Vorbim și cu amânarea bugetului la nivel central, vorbim și cu problemele de care ați avut parte, vorbim și de situațiile umilitoare, totuși, în care ați fost puși mulți dintre voi, dar mai ales tu, că erai antrenorul și dacă jucătorilor sau dacă jucătorii străini se plângeau cuiva, ție trebuia să se plângă, absolut. Nu? A fost dorința, în primul rând, a conducerii CSM, știind să le mulțumesc pe această cale și lui Robert și domnului primar pentru încrederea care mi-au acordat-o. De asemenea, au fost discuțiile foarte lungi pe care le-am avut și concrete pe care le-am avut cu Robert pe această temă. Încă o dată, el este un om de sport, un om care a activat la nivel înalt și cunoaște exact ceea ce înseamnă nevoile unui jucător. Și el m-a convins de toată înțelegerea și tot suportul lui în ceea ce privește organizarea administrativă a clubului. Am văzut că este un buget aprobat pentru acest an de zile, astfel că din punct de vedere financiar, cel puțin până în decembrie, nu vom avea niciun fel de problemă. Asta am spus și anul trecut, pentru că anul trecut a lipsit cu desăvârșire bugetul național și noi eram pe bază de proiect ACS Târgu Jiu. Anul acesta, în eventualitatea în care un buget național se aprobă mai târziu, legea spune că pot să funcționez cu 1 pe 12 din bugetul fost. Exact. Astfel că nu vom duce lipsă totală de lichidități. Este un garant și pentru noi și pentru jucători. De asemenea, contractele sunt semnate de către un jurist ce aparține Clubului Sportiv Municipal, care este o structură a primăriei Târgu Jiu. Orice club sportiv municipal va trebui să-și achite datorile se obligă față de sportivi prin contract. Pentru că dacă dai în judecată clubul, automat dai în judecată primăria. Vei câștiga împotriva primăriei și în orice primărie din orice municipiu nu va putea permite să nu plătească acele datorii, exact, pentru că... Și nu mai suntem aduși în situația jenantă ca jucătorii să întrebe pe X sau pe Y exact, cine le dă și vor banii. Da, știu concret că se va ajunge la un consens și astfel au o garanție că până la urmă totul va fi bine. De asemenea, am lângă mine, așa cum spuneam, jucători cu experiență, jucători de caracter, care cu siguranță vor înțelege și eventuale întârzieri care vor fi în ianuarie până la aprobarea bugetului. Astea sunt aspecte din punct de vedere organizatoric. Din punct de vedere sportiv este o provocare din nou. Era mirajul unei promovări în prima ligă dacă am fi evoluat în Liga a doua, acum este mirajul unor surprize în Liga Națională, pentru că am spus și la conferința de presă, această echipă cu siguranță va avea devotament și dăruire. Va fi o echipă care va lupta de la egal la egal cu orice adversar, nu vom intra pe teren niciodată cu gândul că un meci este deja pierdut și prin astfel de caracter și prin astfel de voință, eu cred că vom reuși să aducem și acele victorii care ne vor menține Liga Națională și sezonul viitor. Bun, mai avem puțin timp la dispoziție, pentru că tot a fost campionatul mondial de basket, aș vrea să te întreb dacă ți s-a părut meritată învingătoarea. Cu siguranță, cu toate că pentru mine mi-aș fi dorit ca Argentina să câștige, Spania era oarecum favorită, eu am așa o feblețe, da, exact. Îmi plac surprizele și îmi plac provocările, însă un campionat mondial, zic eu, reușit, un campionat mondial cu meciuri interesante, cu jucători care s-au arătat valoarea încă o dată dacă mai era nevoie. Spania, până la urmă, era una dintre favorite și dacă ar fi fost Statele Unite într-o echipă completă. Poate surpriză Statele Unite și locul pe care l-au ocupat la final. De asemenea, Serbia, am văzut niște interviuri în care nu erau mulțumiți cu locul 5 pe care l-au ocupat. Da, Serbia până la urmă și ei dezamăgire, însă una peste alta
un campionat mondial care a atras destul de multe priviri. Din păcate, nu a fost transmis așa cum ar fi trebuit să fie un campionat mondial, doar prin platforme de internet și live stream-uri. Nicio televiziune națională nu a dorit să-l transmită și asta este un punct în minus, pentru că basketul este un sport iubit în România. Cred eu că după fotbal este următorul. Poate mă înșel, ar mai putea fi totuși tenisul cu Simona Halep până atunci când joacă ea, dar dintre sporturile de echipă, ca și competiție națională, eu cred că este pe locul 2 după fotbal. Și am fost oarecum surprins să văd că nicio televiziune nu a dorit să-l transmită acest campionat mondial. Mai aveam o ultimă întrebare referitoare la echipa noastră de basket, că tot am vorbit de criteriile financiare. Sunt acum oameni mai interesați, sponsori care să investească alături de CSM Târgu Jiu, care să vină? N-aș putea să spun, pentru că nu am participat la astfel discuții, însă cu siguranță proiectul joc, nu mai e stabil la asta. Jocul nostru și rezultatele, eu zic că vor atrage și oamenii de afaceri lângă noi. Avem și acum câțiva parteneri. Avem o sală de fitness care ne permite să ne desfășurăm antrenamentele acolo fără, doar pentru un contract de sponsorizare. De asemenea, am înțeles că au fost ceva discuții și cu foștii parteneri de la ACS, cei care au fost alături de noi în perioada aceea mai grea, să vină alături de echipă. Lumea este un pic sceptică acum, până lucrurile vor merge așa cum trebuie, însă, așa cum discutam și cu Robert, dacă vor vedea stabilitatea de la nivelul conducerii plus rezultatele echipei, cu siguranță o să vrea să vină și alături de noi, pentru că basketul încă este un sport iubit. Așteptăm cu nerăbdare sala să vibreze din nou, pentru că dacă anul trecut la un meci cu Rapid, un meci de grupă valorică ce am strâns 1000 de spectatori, sunt sigur că și anul ăsta la meciurile care vor conta cu adevărat se vor strânge destul de mulți. Claudiu, îți mulțumim foarte mult că ai fost în această seară alături de noi. Îți dorim multă baftă alături de noul proiect CSM Târgu Jiu și sunt convins că fanii vor veni să ne vedem cu bine la sală. Eu, în primul rând, doresc ca echipa să fie sănătoasă. Asta este cel mai important, să fim feriți de accidentări și de probleme care să ne împiedice să ne desfășurăm activitatea așa cum trebuie. Restul, de la zi la zi vom fi mai buni și eu sper ca la final să ne bucurăm cu toții de un sezon reușit. Așa să fie, domnilor, punem punct aici emisiunii din această seară. Sportul Gojan, eu sunt Cătălin Pasăre, ne revedem în fiecare marți la ora 20:15. Până atunci, să auzim numai de bine.